Salutare tuturor, sunt GeoStyle și bine v-am regăsit la un nou videoclip din seria de Fashions, bineînțeles tot pe serverul play.mentalinitaromania.ro. Ei bine, cum cred eu că ați văzut și la Andrei în videoclip, avem o bază nouă. Eu împreună cu membrii facțiunii, adică toți membrii facțiunii ne-am lucrat foarte, foarte mult la ea să o facem. Și așa arată într-un final cu design, cu tot. Aici o mică fermă. Aici o fermă de cactus. Nu știu pentru ce ne-a trebuit, dar trebuie să fie orice acolo. Aici fecarul lipsit. A, veolul. Atât. Asta ce intri nu mai poți ieși. În curând maternitate. Dacă o să mai continua să folosiți camera. Bă, mă sperie rău aici să-mi bat piciorul, bă. Deci, veolul mi-e așa în mijloc. Cea mai mare cameră, bă. Mi-e milă de ăștia care o să stea, vor sta aici în Afeca Room. Ai de capul meu, ce nașpa va fi de ei. Ok, aici avem, cum se numește, o fermă mică de netherwart. Oricum avem mai mult netherwart decât credeam noi că o să avem. Cred că avem cufere între să-mi bat piciorul. Am dat și un mic raid, da. În care era, am mai luat a două cufere, fain. Și se mai pun și prin astea, perfect. Că de ce nu? Eu ce are pe aici o golbă. Vă rog, nu furați din furnal, ok? Asta e ce am eu prin Ender Chest. 3 pickers-uri, mă rog, ăsta 4. Setul ăsta vreau să-l dau lui Andrei. Că am deja prea multe. Ok, hai să pun asta aici. Dacă ar merge click-ul cum trebuie. Ok. No, bun, am un cap de Wither, mi l-a dat cineva. Mi-a zis dacă vreau un cap de Wither și am zis de ce nu, 56 de diamante, le-am minat, asta nu le-am primit de la nimeni, 8 MROP, pot să mai fac mai multe MROP. Ok. Trecând mai departe, da, pot să-mi fac mai multe MROP, dar deocamdată lăsăm câte am 8 și nu s-a întâmplat până acum să facem PvP sau ceva de genul, dar vreau să-mi fac pregătiri pentru PvP, așa că în acest episod voi încerca să-mi termin armură de tot, să fac mai multe MROP și da, asta e baza nouă. Un design foarte, foarte fain făcut de membrii facțiunii. V-aș arăta că deja avem câțiva inamici prin zonă, dar nu vreau să dau FM pentru că nu multă lume ne știe baza și nu vreau să vă arăt ceancurile. Așa că, da, asta e baza. Și acum hai să mergem repede, repejor la Warp Shop. Ca să mai fac și rost de mâncare. Că am nevoie de mâncare. De aici. Opt, sunt și prost. Dar am click pe semnul cu... Mă bate rău, bă. Păi, și o textură chiar foarte faină. Ver că se mișcă bine și la FPS. Mouse prost. Handicapa să-mi bar cioca în măta. Pune-te repede pe English ca te sparg. Hai. Iar a început să aibă fițel, dar când face double click. Nu vreau pe Canadian English, vreau pe English English. Tuznația mătii de... am auzit prost. Și revenise, bă. Da, ce să-i faci, bă? Cum ar să ne crești Minecraft-ul acum de că e pe notri spawn-ul, voi nu cred că vedeți, dar noi bai. Nu văd că pe mare nu se vede not responding-ul. Tu limba mătii. Cauza la un mouse prost. Uitați ce se întâmplă. Asta e, bă, n-ai ce să faci. Dacă nu te vrea, ai să mor tu. Revinuți morți, mătii. Hai că deschid la încerc până își faci. Până se face asta. Mai durează zile între ei să-mi bat piciorul. Uitați. Nimic, bă. Se întâmplă. Hai că închide Minecraft-ul. Perfect. Dăm play direct de aici. Ok, perfect. Acum se vadă puțin black screen. Mamă, dita mai fail-ul meu dat cu limbile vieți și cu mouse prost. Ok, lăsăm așa. Hai să... Acum, bă. Pe ce limbă e perfect? E pe engleză. Sper să nu mă pună să pun parola că dau rage. Perfect, vedeți că mă știe server, mă știe prea bine, bă. 7 bucăți. Dar merge bine și la FPS-uri chiar.
Dar mergea cel puțin până am dat eu restartul ăsta. Că de ce nu? De ce nu? Să... Ai, de capul meu. Ce mă enervează. Ok, textura se numește Dark PvP All, dacă vreți și voi să folosiți. Textura chiar foarte faină. Și în momentul actual mai am 6.000 de bani. Pot să-mi iau bottle XP să mai enchantez ceva, pentru că am level 27 și bottle XP-urile alea fac 30. Pot să mai fac și umăr. Dar eu zic că... să mai minăm un pic. Mai am ceva prin furnale, nu. Mai să minăm un pic. Vedem ce s-o alegem. Poate avem bulan și găsim câte ceva. Nu știu. Să mai vindem la shop. Ca așa fac eu bani, mine... Da. Bulan modo. X-ray, da. X-ray, bă! Vedeți aici, pro X-ray. Așa minez eu. Minez gen jumătate de oră, oră, când am ce face. Și găsesc minereuri multe, după le vând la shop. Mă rog, mai puțin diamondurile. Diamondurile nu le vând. Le păstrez pentru că am nevoie. Mi-am zis că mi-e înceantez foarte, foarte multe iteme. Am nevoie de XP și de bani și de prostii de-astea. Și așa am diamond, nu trebuie să mai cumpăr ca să-mi fac armuri și prostii de-astea, ați înțeles voi ideea. Nu, bun, sper să strângeți la acest videoclip de factions peste 100 de like-uri. Dacă mai vreți să din continuare din seria de factions. Nu, bun, eu voiam mai mult... Să stați un pic, vă spun mie de ce voiam eu mai mult să fac. Am uitat și redstone. E o redstone ăsta foarte frumos. Redstone e viața mea pe factions. A, perfect, am făcut un start și ceva. Nu, bun, o să stau acum să minez ca să nu vă plictise. Am uitat și lapis, lol. Am mai mult redstone, lol. Nu l-am văzut, habar n-am de ce. Vezi tot de simplu, mai ales am și pictures cu fortune. E foarte tare așa. Faci și level și faci și rost de iteme care le vinzi la shop. Nu, bun, hai că vreau să ies afară, să fac rost de mere roșii, ca așa ceva chiar n-am. Întunericul vieții, asta e nu-mi place, ăsta e singurul lucru care nu-mi place de această textură. Este prea întunecată. Din câte vedeți, nu cred că se vede absolut nimic pe filmare. Când pun așa, deci asta este singurul lucru nașpa la această textură. E cam întuneric. A, uite, mai găsim și aerul între timp, foarte tare. Nu știu unde pun torță, dar pun. Să luăm și aerul ăsta, pentru că și aerul nu se vinde chiar foarte bine, foarte, foarte, foarte bine la shop. Ok. Asta este un episod în care ne pregătim pentru ce va urma, pentru PvP, pentru raiduri și pentru tot. În caz de vom avea și inamici să putem apăra baza aici, nu? Știu că au avut cei de la Anonymous și luase raid. Și am omorât Wither, am și o stea. Uita steaua. Am steaua de la acel Wither. Nu știu cum am avut norocul din atâtea persoane cu câte mă băteam acolo, fir și o să iau steaua. Bă, da, Dumnezeu mă iubește, bă. Nu pot să vă arăt coordonatele, că nu pot să spun că e chiar departe de baza noastră ce am făcut eu aici. Ok, hai că mă duc și în partea aia. Repede, repede. Uite un crafting table abandonat pe aici. Mă tentează, bă, să apăs F3, dar nu vreau. Nu, mersi, ceva de genul ăsta. Nu, mersi. Niet, hainșon. Uite, să găsim o pădure. Suntem cât bulan o să avem noi în găsitul unei păduri. Ce poate fi așa de greu să găsești o pădure, a? Bă, stați că mă tentează rău să pun berscreen aici un pic. Pun un pic blerscreen, da, what the fuck. Blerscreen. Ah, ok, ok. Nu e acolo. Nu e eficient, am apăsat în greșeală. Nu există niciun buton. Doar trebuie să apăs. Ok. Am crezut că suntem lângă facțiune, dar nu suntem. Îmi pare locul cam cunoscut și de-aia am crezut că suntem lângă baza facțiunii. Hai să vedem. Avem noi șanse să găsim oare o pădure să tai și o copaci. Nu știu, vedem, amu.
Știu că mai am doar un măr roșu și nu vreau să mai am problemă cu merele roșii, că n-am nevoie să nu mai cer la alți membri din facțiune sau din facțiunea Anonymous Junior, așa că vreau să am eu merele mele. Și îmi cer scuze pentru ziua de ieri, că am postat doar un videoclip, deși am spus că posibil să postez două, dar vă spun sincer, când e așa cald afară și nu mai ai niciun chef să filmezi, ai chef doar să te joci fără să faci nimic. Bă, dar deșertul ăsta se mai continuă mult? Am întreb și așa de curiozitate. Ok. Partea aia. Simt eu că în partea aia mă cheamă o pădure, bă. Așa, hai. Mă cheamă o cioacă în gură. Nu mai am eu șanse la pădure, cred că niciodată. Da, n-ai bai. Ce-a făcut reclamă? Ah, lol, nici n-am văzut să-mi bag picior de-am văzut. Mă rog. Când filmez nu prea sunt atent la chat. Că nu pot sta așa pe filmare să dau mut, să răspund la toți. Pe filmare, major și off-camera răspund, nu? Fucking logic. Bă, găsim și noi o pădure astăzi. Cred că mai bine o să numesc de clipul în căutarea unei păduri. Cel mai bun titlu. Stay cure. What the fuck? Depth Strider for the win, prea aici prin apă. Ok. Hai. Hai, manilor. Bă, dar deșertul ăsta e... Cât de lung e deșertul ăsta, oare? Mă întreb și eu, cât de lung poate să fie deșertul ăsta? Că văd că merge ceva timp... uite, un Enderman, de asta am nevoie. Fugit Endermanul de mine, s-o căca cum m-a văzut. S-o căca pe el, bă. Azi Geostyle, regele meu. Nu mai au sabia cu lutii, mă piși pe aia. E, pa, Enderman, n-am nevoie de tine. Chiar dacă îmi dai perle, crezi folositoare, dar tot n-am nevoie de tine. Ok. Ce frumos este plimbi așa. În căutarea unei fucking păduri pentru mere. Foarte fain. Altceva mai bun aveam de făcut, să știți, nu? Cu banii am. Știi ce, ia că-mi bag eu piciorul în ea de pădure, mai bine stau și mai mincentez câte ceva, mai fac și un măr acolo pe și îmi bag cioaca în ea de pădure. O, unde e rățul? Nu mai vindem ce am luat acum. Puțin bănișori în plus nu strică, nu? Cum să strice? Cum să strice banii, bă? Hai să vindem și diamantele astea, că acum avem multe. E chest. O, uite, avem aproape un start de diamante foarte, foarte tare. Vând și ăsta și mergem la home. Cam cât aer încât am. 21 de bucăți. Mai am... Da, perfect, să vând la shop. Foarte bine. Cred că am... Voi avea oare bani? Să-mi cumpăr și un start de bătălieri pe ori să fac și numărul pe... Orice e posibil, nu știu acum. Am un, nu știu, exact nimic, bă. Mamă, și așa o căldură afară. Parcă ai dormit în continuu, pe cuvânt. Și e prea OP. Deci, numai cu textura asta cred că o să joc. Îmi place prea mult. Cred că o mai luăm. Pun și căulul pe de și XP. Mai vinem la shop. Totul foarte tare cu căulul. Căulul e baza, mă. Că n-ai, nu găsești nimic. Căulul e baza, pentru că se găsește des. Faci XP, mai vinzi la shop și ăla e. Îmi face level 29 doar din... Ar fi ceva. După cu un start de bottle expert, posibil să enchantez chiar două chestii, să fac de doar level 30. Și, hai să... Uite, mai mult căul. Dacă mai găsesc, cred că încă o dată, o sursă între ele spus de căul, voi avea șanse să enchantez mult mai multe lucruri. Asta depinde doar de bulan, dar uite bulan aici. Vorbeam de bulan și bulan la ușă, muhaha. Muhahaha. Ok. Bă, îmi pare rău că n-am mai pus de foarte mult timp ceva distractiv de factions pentru că n-am mai găsit raiduri, în special numai de alea cu idere am găsit și alea greu de făcut, n-avem capete nici așa de apoi să mai și filmăm și...
prostii de astea. Poate o să găsești ceva cu TNT și zic că ar fi ok și ăla, nu? Să sperăm. Hai că fac level 29 pentru că mai este și runul ăla la prăjie și după ce se va prăjie și îl voi lua. Hai. Mare să găsești ceva aici de XP așa, printr-un bulan. Deși nu cred că voi găsi ceva de XP pe aici. Ah, ba da, redstone, perfect. Cea mai bună sursă pe fair chance redstone este. Din redstone cred că scurci mai mulți bani. A, uite, mai mult iron. 3, 4, 5, 6. Perfect, o bucăți. Ale. Hai că nu mai caut eu, că am găsit destul de multe și n-are rost. O să am scris slash spațiu home, lol. Trol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 . Mai luăm de aici și mai punem și prin asta. Păi da, nu. Să se prăjească mai repede, că n-am eu atâta răbdare. Parcă îmi prind, dar ce ziceam, doar un măr roșu, nu? Da, un măr. O să fac nou mereu pe. Olol, mai am cum am văzut, mai am 6-6 bucăți sau cât erau. Ui, de ce am astupat? Habar n-am de ce am astupat. Mai mult căul. Mai mult XP. Mai mult căul rezultă mai mult XP. Muhaha. Bă, dar de ce spui tu? Mă rog, lasă. Ok, ne mai ducem în partea aia. Ce? Salut, să-i dau ceva lui Zopose, te rog. Nu acum, I'm sorry. Sorry. Ce zice asta pe aici, ok. Hai. Încă un pic aici o bucată, aici. Ce-s mai multe, să-mi bag piciornile de bucăți. De deja 3 stack-uri de... Ai, că avem bani destui. Aici am să faci și bucata. Aici încă 2. Aici încă una. Hai că rămâne și aici. Mai repede n-am toată ziua după voi. O, perfect, fiți 2 bucăți cât să vând exact la shop. Hai. Și aici. Perfect. Warp shop. Pregătiri pentru PvP. Ăla-i, nu? Cel mai șmecher videoclip. Hai să vindem cele 3 stack-uri de căuri. Vindem și un, cred că de unul avem. Ce mai avem? Na, 2, 3, 4, gata, nu mai avem. Și câți bani am făcut? Am făcut aproape 10, ca hai că ne ajunge. Luăm de asta și luăm și un stack așa de gold, what the fuck, de ce am zis gold? Lol, habar n-am. Bal. Am vrut să mai la FPS-uri, da. Aici cred că am peste 100 de FPS-uri, cred. Cred că se mișcă destul de decent. Cred că am luat chiar prea mult. Am mărul roșu la mine, dar la... Ok. Perfect. Și ce mai voiam să fac? Ah, da, să-mi fac un enchant. Cască prima dată. Ar fi ok să fac. Ok, hai, facem un enchant pe cască. Pentru că pe cască zice eu că e bine prima dată să facem. Ok, hai. Fire protection. Bă, eu dau. A, dar seri, n-am level 30, lol. Ok, hai că-mi dau repede. N-ați văzut nimic. Hai, perfect, level 30. Să-mi încentez casca Fire Protection și am breaking 3. Perfect. Nu e cine știe ce, dar e destul de bună la PvP dacă te bați. Oricum la PvP dacă mănânci ceva, mănânci un mărope, o să-ți dea Fire Resistance. Dar e bună, de ce nu? Nu stric acolo un item în plus, nu? Și hai să sperăm că mai merge de încă un enchant. Hai, mergi, du-te. Perfect. Încă un enchant, ce să mergi? Bă, mi-aș enchanta un arc, am dat numai fail-uri la enchant la arcuri. Poate al treilea, da, al treilea e cu noroc. Fiți antenă că al treilea meu arc enchantat o să fie cu noroc. Mai mult ca sigur, hai.
Aruncăm pe jos că n-am ce face. Al treilea arc va fi cu noroc. Presimt eu. Ok. Doamne, aștept să pice Infinity sau ceva bun. Infinity! Dumnezeu cu mila! Dumnezeu cu fucking mila! Power Infinity și Unbreaking. Și mai aveam eu... Stai. Oh, 10 levele. 10 levele. Nu mai bine, lasă-mă așa. Fie că e cu flame, fie că e fără, lasă-mă așa, nu-i bai. Ne punem 7000 astea la loc. No, bun, cam atât a fost acest videoclip de Fetchance. M-am făcut niște pregătiri pentru PvP, ne-am mai făcut mere OP, enchanturi și toate prostiile. Și dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, share, subscribe, până data viitoare am fost GeoStyle și voi fi în continuare, vă salut pe toți. Ciao, les!